Bună seara, dragilor, vă găsesc la întâlnirea cu prof. online. Așa încep, de regulă, lecția și pornim cu Alessio la, să spunem, tema pentru vacanța. Da? Așa, tema pentru vacanță. Clasa A, 12-a, facem algebră, parcă zici, nu? Da. Algebră. Structura algebră, ce, da? Să vedem ce-mi propun. Structuri algebră. Așa se studieze distributivitatea legii de compoziție T în raport cu legea de compoziție T întors pe mulțimea M. Deci, pe mulțimea M, cu cine este egal? M este egal cu Q. Pe mulțimea Q. De fiind două legi de compoziție, da? X, T, Y. Deci X compus cu Y egal cu? Egal cu 1 pe 2 XY. 1 pe 2 XY plus? 1 pe 2 XY și X T întors Y. X compus cu Y. Egal cu 2X plus 2Y. 2X plus 2Y. Problema este să vedem distributivitatea cărei legi față de care legi? Primei față de a doua. Deci distributivitatea primei în raport cu cea de a doua. Da. Hai să ne amintim ce înseamnă distributivitatea unei legi în raport cu cea de a doua. O lege este distributivă când... Deci una este distributivă față de alta, dacă se întâmplă ce? Ai putea să-mi dai exemplu de o operație foarte des întâlnită, că spunem cine e distributiv față de cine? X pe lângă A plus B. Adică înmulțirea față de adunare, da? Da. Deci înmulțirea este distributivă față de adunare, de aceea spunem X înmulțit cu A plus B este egal cu X ori A plus X ori B. Hai să înlocuim și noi prin, în loc de înmulțire să punem legea așa, da? Da. Și în loc de adunare, legea cealaltă. Aha. Da? Asta înseamnă că se va distribui. Și aplicăm acum. Deci în loc de înmulțire punem pe așa asta și în loc de adunare pe cealaltă. Deci, mulțimea e doar Q. Da. Cele două operații sunt definite 1 pe 2 X opus cu Y după prima rețetă 1 pe 2 ori XY și cele două este 2X. 2X plus 2Y. Așa. Și acum, plecând de X mulțit cu A plus B. Da. Nu opim plus de cum, X. Așa, deci și păstrăm aceeași idee și ce aici am făcut aici. Deci aici este așa, aici este și așa, da? Așa am notat. Da. Și acum apare X, prima lege, se distribuie cele de-a doua, nu X, X, Y și Z, hai să zicem, da? Oricare ar fi trei elemente, X, Y și Z, aici e dat X pe lângă A plus B. Da. Nu e rău, dar de regulă se zice ABC sau X, Y și Z. Da? Da. X pe lângă Y compus cu Z egal cu X compus cu Y totul compus după cea de-a doua lege cu X compus cu Z. Dar trebuie să înțelegi, că altfel nu ți-e limpede. Uite, înmulțirea se distribuie și lui ăsta așa. Deci, așa, legea asta se distribuie și lui ăsta și lui celălalt, da?
Și între ele este semnul acesta, al celei de-a doua, care e mai slabă. Da, am înțeles. Da? Deci înmulțirea se distribuie adunării. Da. Și acum, pur și simplu, asta, după ce am scris relația asta, trebuie să arătăm că e adevărată, indiferent ce X, Y și Z folosim. Deci să arătăm că acesta e adevărat, oricare ar fi X, Y și Z. Și atunci mi-am văzut și membru 1. M1. M1 este X compus cu Y compus cu Z. Asta e membru 1 al egalității. Și ne închipuim că Y compus cu Z este un element A. Da. Și ar fi cât? Egal mai departe cu X compus după prima rețetă cu A. Și X compus după prima rețetă cu A este 1 pe 2 X A. 1 pe 2 ori X A. Da? Unde A a fost cine notat? Unde A a fost X, Y compus cu Z. Y compus cu Z după cea de-a doua rețetă, da? 1 pe 2 X. Adică 1, păi dacă e după a doua? Păi 1 pe 2 ori A, A-ul... Să-l facem pe A. Aha. Deci A este. Y, păi e a doua lege, 2 X plus 2 Y. Da, dar în cazul nostru... 2 Y plus 2 Y. 2 Y plus 2 Z. A, da, 2 Z. Atenție că este Y și Z aici, da? Deci 2 Y plus 2 Z. Și dacă l-am găsit pe A, ne ducem sus și înlocuim. Și atunci este egal cu 1 pe 2 X ori A. Da, adică ori 2 Y. Ori, deci e mai 2 Y plus 2 Z și egal cu 1 pe 2. 1 pe 2 X ori 2 Y. Deci 1 pe 2 ori 2 X Y plus 1 pe 2 ori 2 X, Z. X, Z. Și egal cu 2 cu 2 simplificăm și facem în final X, Y. Da? X, Y plus X, Z. Ăsta e membru stâng. Da. Da? Membru stâng sau membru 1. Da. Membru 2, eu notam să ies așa, membru stâng și membru drept. Notează și tu așa, da? Membru stâng a fost primul, e în loc de M1. Da. Și membru drept, cel pe care îl trebuie să-l facem acum. Este vorba de... X compus cu Y după prima lege. Da. Tot compus după a doua lege cu X compus cu Z. X compus cu... Z după prima lege. Și egal cu... Să notăm pe ăsta cu un B și ăsta cu un C. Da. Și ar fi B compus cu... B compus după a doua lege cu C. Cu C. Care înseamnă, după a doua lege, ce? Păi B egal cu X compus după prima lege cu Y, adică 1 pe 2 X, Y. O secundă. Cine este? Se termină B compus cu C după a doua lege. 2B plus 2C. Și 2B plus 2C. Unde? B a fost notat. 1 pe 2 X, Y. 1 pe 2 X, Y. Iar C este... 1 pe 2? X, Z. X, Z. Și atunci continuăm. Deci 2 ori 1 pe 2 X, Y. 2 ori B. 2 ori 1 pe 2 X, Y. X, Y, plus 2 ori 1 pe 2. X, Z, da? Da. 2 cu 2, 2 cu 2 și face X, Y. Plus X, Z. Din cele două constatăm că membru stâng egal cu membru drept și deci de aici a fost demonstrată proprietatea de distributivitate a legii întâi față de cea de-a doua lege. Deci asta era distributivitatea. Deci am făcut legătura cu distributivitatea mulțirii față de adunare ca să o putem scrie. Da. După care ne-am apucat de lucru și am lucrat foarte mai departe. Deci un APMX sau facem altfel? Alt tip de exercițiu? Păi, dacă e același model, hai să ducem la alt exercițiu. Pe da? Mulțimea Z. Așa. Deci pe Z
Dara. Ia să facem. Dai tu. X. Așa, X tentors compus cu Y. Deci tentors Y. Deci X compus cu Y. Cu Y egal cu X plus Y plus 2. Și X compus cu Y. Și X compus cu Y. Da. Egal cu XY plus 2X plus 2Y plus 2. Da. Amic. Să se arate că Z în raport cu prima lege și cu a doua lege este un număr comutativ. Z în raport cu prima lege, da? Deci pe locul întâi prima lege, da. Și pe locul doi cea de-a doua lege, da. Inel comutativ. Comutativ. Dacă și numai dacă. Hai să vedem. Ca să avem de-a face cu inel, ce lucruri ar trebui să am eu pus la punct? Partea stabilă. Mai ești. Deci pentru inel, comutativ. Cele, fiecare lege cu Z trebuie să fie grup. Deci. Z cu prima lege să fie grup, da. Așa, chiar grup comutativ. Grup comutativ. Și... Deci Z cu legea de pe prima poziție să fie grup. Da. Și Z cu a doua... Grup comutativ, da? Da. Sau să mai zice grup abelian. Abelian. Sau, da? Da, și Z cu a doua lege să fie... Z cu a doua lege... Să fie ce? Izomorfism. Izomorfism. Uite, din carte, uite, că e uitat lucrurile acestea. Să vedem, bun de discurs. Te-a pus de făcut tema. Și trebuie să fii monoid. Deci în raport cu a doua să fii monoid. Adică cu ce înseamnă să fii monoid? Partea stabilă, asociativitate și elemente. Atât. Fără să fie toate, să fie elementele simetrizabile, că atunci ar fi corp. Da. Da? Corp nu. N-ai făcut. Bun. Deci monoid aici. Monoid. Și aici să le spunem. Deci, partea stabilă. Partea stabilă, asociativitate și elemente neutru. Stabilă. Asociativitatea. Asociativitate și element neutru. Și element neutru. Și pentru grup, parte stabilă, asociativitate, comutativitate, element neutru, element simetrizabil. Da, și toate elementele sunt simetrizabile. Și încă mai avem ceva de spus. Deci, unul am văzut că este în raport cu prima să fie grup. Da. La cea de-a doua, în raport la doua să fie monoid. Da. Și încă ceva? Să fie legea distributivă. Legea distributivă. Foarte. Da. Care legea să fie? Prima față de a doua. Deci prima să fie distributivă față de a doua și din stânga și din dreapta. Da. Deci distributivitatea ăstea, atenție, distributivitatea primei față de a doua să se manifeste, că e pe primul loc asta, da? Și din stânga și din dreapta. Adică trebuie să avem de distributivitate. Distributivitate. Adică, oricare ar fi trei elemente X, Y și Z, să rezulte că X compus cu Y compus cu Z, da? Cea de pe locul întâi distributiv față cea de locul 2,
Care înseamnă? Te rog să vorbești. Nu e egal cu... X... X compus cu prima lege cu Y. Da. Deci X compus cu Y. A doua lege. Y compus cu... A doua lege X compus cu Z. Punem în paranteză. Așa. Da. T. Deci compus cu... X compus cu... Prima lege cu Z. Cu Z. Asta ar fi distributivitatea din ce parte? A lui X? Din partea stângă. Da. Și acum se face și distributivitatea din partea dreaptă. Adică pe X ăsta îl ducem în dreapta. Așa. Și vine ce? Y compus cu Z după prima. Da. Compus cu X. Deci vezi pe X nu-l las în stânga, ci îl duc și în dreapta. Da. Să fie egal cu Y compus cu X. Y compus cu X. Totul compus după... Totul compus cu... Z compus cu X. Da. Din stânga și din dreapta distributivitate. Deci avem o serie de lucruri de arătat. 1, 2 și respectiv 3. Da. 3 lucruri pentru ca să avem de-a face cu un inel. Atenție, și inel comutativ. Adică față de a doua lege trebuie și comutativ. Da, La monoid, la dălător și comutativitate. Da. Că la grup... La grup oricum o făceam pe RMN-ul. Și simetrizabil, nu comutativitate. Comutativitatea... Una e comutativitatea față de elementul neutru și simetrizabil. Și alta e comutativitatea ca proprietate. Acelea, oricare două elemente trebuie să comute. Uh-huh. Da? La... Aha. Deci, comutativitatea. De aceea adăugăm aici și comutativitatea, cum mi s-a zis, în el comutativ. Da. Da? Da. Și comutativitatea. Monoid comutativ, da? Fii monoid și comutativ. Comutativ. Atunci, și ne apucăm de lucru. Hai să vă arătăm că în raport cu prima, cu prima operație, cu Z dotat cu prima operație, este grup comutativ. Începe cu partea stabilă. Deci partea stabilă. Ce înseamnă asta? Oricare ar fi X și Y aparține lui Z. Da. Avem X compus cu Y aparține tot lui Z. X compus cu Y aparține tot lui Z. Asta trebuie să dovedim. Să rezulte, da? Da. Compusul ne păstrează în aceeași mulțime. Cum facem? Păi scriem că X aparține lui Z. Știu asta, da? X și Y sunt din Z. Așa. Păi calculăm X compus, scriem X compus cu Y. X compus cu Y este egal cu cine? Cu X plus Y plus 2, nu? Da. Dacă X e din Z și Y e din Z, plus 2, înseamnă că tot din Z. Deci suma două numere întregi este tot o numără între X, da. Și plus 2 aparține tot lui Z. Deci cum X aparține lui Z, și asta rezultat este sigur de Z. Și am arătat că partea să fie 2. Asociativitate. Da. Asociativitate. De fața. Adică? Oricare ar fi X, Y și Z aparțin lui Z. Deci, oricare ar fi trei elemente din Z, da. Avem, da. X compus cu Y compus cu Z, într-o paranteză. X compus cu? Într-o paranteză, Y compus cu Z. Pe Y compus cu Z într-o paranteză, zici, nu? Da. Așa. Așa zici, da? Da. Egal cu? Egal cu X compus cu Y, tot într-o paranteză. X compus cu Y, în paranteză. Totul compus cu Z. Compus cu Z. Am asociat. Dar ori ne-au lăsăm așa, X, Y, Z, X, Y, Z. Da. Și asociem. Paranteză. Paranteză. Ori
Deci primii, ultimii două sau primii două? Da. Altfel spun, luam primii două și pe urmă ne ducea și la ultimii două și aceea rugă este. Să vedem. Hai luăm. Membru STEM. Membru STEM. X compus cu Y compus. Egal cu X compus cu Y compus cu Z, da? Da. Egal cu Y compus cu Z nu avem cu amic. Da. Și vine X compus cu A. Dar egal cu? Care e egal cu X plus A plus 2, nu? X plus A plus 2. Unde A este? Unde A este și el Y plus Z plus 2. Este Y plus Y plus Z plus 2, da? Da. Mergem în prima rață de Y. Și vine plus egal cu X plus Y plus Z. Y plus Z plus? Plus 2. Plus 2 și plus 2? Și plus 2 plus 4. Plus 4. Asta este membru strâng. Mergem membru pe drept. Drept. Da. Unde e X compus cu Y. Tot compus cu Z. Da. Și notăm ca fiind B compus cu Z. Deci asta e partea fiind B. Și egal cu B compus cu Z. Deci e egal cu B plus Z plus 2. B plus Z plus 2. Unde B este egal cu X plus Y plus 2. Da. Atunci continuăm. În final o să avem X plus Y plus Z plus 4. X plus Y plus Z plus 4. Din cele două rezultă de membru. Din două rezultă că legea este asociativă. Membru stâng egal cu membru drept, da? Și legea este asociativă. Mai departe. După ce am văzut... Păi acum facem, te faci comutativitate. Da, ca să nu facem comutativitatea, ca să nu mai faci la element neutru și din stânga și din dreapta, exact. Da? Da. Și simetrizabil, da? Da. Problema simetriei. Și de aceea, zicem, la oricare două elemente X și Y ne-am oprit din Z, trebuie să arătăm că X compus cu Y este egal cu Y compus cu Z, nu? Așa ar trebui să arătăm. Da. Membru stâng ce înseamnă? X compus cu Y. X compus cu Y și egal cu X plus Y plus... Egal cu X plus Y plus 2. Da. Iar membru drept... Y compus cu X. Egal cu Y plus X. Y plus X plus 2. Adunarea este comutativă. Da? Deci este... În cele două rezultă cu legea este comutativă. Deci MS egal cu MD. Membru stâng egal cu membru drept. Și... Acum să ne ducem la... Elementul neutru. Da, să arătăm că există un unic element încât componând noi fie din stânga, fie din dreapta cu orice alt element, deci compunându-l pe acesta cu orice alt element, îl lasă neschimbat. Adică, da. Așa cum la adunare zero nu are influență, așa, și aici elementul neutru nu are... Nu trebuie să aibă influență. Da. Deci noi trebuie să arătăm acum că... Că există ei aparținulitate. Că există unic. Da? Da? Există unic. Deci există un unic. Așa spun. Se numere, da? Există unic. E din Z. Așa încât la orice X ne-am oprit, la orice X ne-am oprit din Z, să rezulte că X compus cu Y e egal cu Y compus cu X și egal cu X. Deci există un unic pentru toate elementele. Da? Da. Da. Dacă spui invers, oricare ar fi, există un unic, adică pentru fiecare este câte un unic. Da. Deci este importantă ordinea cuantificatorilor. Da. Deci esențială este. Deci există unicul pentru toate elementele. Așadar, băgăm pe există întâi și pe urmă oricare. Da. Da? Și acum să zicem... X compus cu Y egal cu Y compus cu X din comutativitate. Da, X compus cu Y este egal cu Y compus cu X. Din comutativitate. Da? Din cauza comutativității. Și noi acum trebuie să arătăm... Că X compus cu Y egal cu Y. X compus cu Y egal cu X, echivalent, poate spune că X
plus Y plus 2, nu? Da. Egal cu X. X cu X. X cu X se reduc. Da. Deci tot că e egal cu minus 2. E egal cu minus 2. Deci elementul neutru pentru această lege de compoziție este minus 2. E egal cu minus 2. L-am arătat, l-am găsit, există. Da. E unică, unic element, minus 2, care are calitatea la compunere să lasă neschimbat pe X. Și acum element simetric, să avem? Simetria, da? Da. Simetria. Oricare ar fi X aparținând lui Z. Da, oricare ar fi X aparținând lui Z. Avem X' aparținând lui Z. Există X' aparținând lui Z. Să vezi, rezultă că există un unic X' care aparține lui Z. Astfel încât. Așa încât. X compus cu X'. X compus cu X'. Egal cu X' compus cu X. Și egal cu E. Și egal cu E. Asta e adevărată din cauza comutativității. Da. Și trebuie să arătăm. Aici este foarte, foarte important așa, chestia asta. La orice X ne-am oprit, de fiecare dată găsim câte un unic X prim. Adică fiecare X are propriu. Simetricul său, propriul da. Simetric. Da. La adunare 2 are pe minus 2. Da, aici găsim o formulă. Să vedem ce expresie, da. Care va fi elementul. Deci la orice X din Z se rezultă că există un unic X prim. Așa că să se întâmple chestia asta. Deci X compus cu X prim egal cu E. X compus cu X prim egal cu E. Echivalent. Cu X plus X prim plus 2. Egal cu E-ul care am fost găsit mai înainte, minus 2. Deci rezultă că X prim egal cu E minus X minus 2. X prim egal cu E-ul care e minus 2. Da. Și minus 2 face minus 4. Minus X. Da. X primul egal cu minus 4 minus X. Dacă schimbă pe X, alt X prim am avea. Da. Ia să zicem. Pentru X egal cu 3, care este din Z, X primul, simetricul său, cât dat? X prim egal cu 3 minus 4 minus 1. Minus 1. Alt X, alt X prim. Asta vreau să se înțeleagă bine, că fiecare element cu simetricul său. De aceea, cuantificatorul aici trebuie să fie întâi oricare, și cum există? La element neutru există același pentru toate. Da. Aici, fiecare câte un simetric are. Propriul lui simetric, da? Acum trebuie să demonstrăm că Z... Ce am arătat acum? Deci am demonstrat că Z este un grup abelian. Corect. Am arătat că Z este grup abelian. Și trecem mai departe să ne ocupăm de... Z cu a doua lege. Da, este monoid. Z cu prima acolo. Z cu a doua lege, da? Cu a doua lege, așa trebuie scris. Da. Da, este... Este monoid. Monoid. Deci am continuat treabă și zice... Z cu a doua lege monoid. Dacă și numai dacă. Avem parte stabilă. Parte stabilă. În cine e parte stabilă? Mulțimea este parte stabilă în raport cu legea introdusă. Da. Da? Adică ea rămâne neatins. Oricare două elemente le compui, rezultatul îmi păstrează de aceeași mulțime, da? Deci oricare parte stabilă, zicem, da? Oricare ar fi X și Y aparținând lui Z. Oricare ar fi X și Y din mulțimea respectivă, de data asta s-a întâmplat să fie Z. Avem X compus cu Y. X compus cu Y. Aparține tot lui Z. Aparține tot lui Z. Echivalent cu... Hai să traducem. Deci X compus cu Y. Nu e altceva decât după lege X ori Y plus 2X plus 2Y plus 2. Oricare două elemente din Z în mulțime. În mulțime aparține tot lui Z. Oricare element din Z în mulțime aparține tot lui Z. 2 aparține tot lui Z. Da.
Deci, legea de compoziție. În total, suma e tot un număr de zeci. Deci, asta aparține în final lui zeci. Și cu asta am arătat că legea este, mulțimea este parte stabilă. Acum demonstrăm asociativitatea, legea de compoziție. Da, asociativitatea. Oricare ar fi x, y și z, aparține mulțimii z. Da. Avem x compus cu y. X compus cu y. X compus cu y compus cu z. Da. Într-o paranteză. X compus cu y compus cu z. Egal. Eu așa, primele două le iau. Tu le iei invers, dar e același lucru, da? Egal cu x compus cu y compus cu z. Diferesc, adică primele y două în paranteze și primul ultimele două în paranteze. Compus cu z. Da? Așa. Și acum, membru stâng. X compus cu y în paranteze compus cu z înseamnă, notăm pe ăsta cu un a, a compus cu a compus cu z, care înseamnă a z după lege, a ori z plus 2a plus 2z plus 2z plus, plus 2. 2. Unde a mic este egal cu? Este x compus cu y, nu? Plus, nota da, de noi, care înseamnă x, y, plus 2x, y, plus 2x, plus 2y, plus 2. Și de aici, din cele două, rezultă că membru stâng acela va fi egal cu x, y, z. O secundă. Ca să înțeleagă toată lumea, vine A ori Z, da, care A înlocuim. Înlocuim de acolo. Deci vine X, Y plus 2, X plus 2, Y plus 2, așa scrie, da? Pentru ca să fie înțeles de toată lumea. Deci vine X, Y plus 2, X plus 2, Y plus 2, adică A ori Z, plus, plus mai departe ce? 2A plus 2 ori A, adică x, y plus 2 x plus 2 y plus 2 și plus 2 de aici. Da? Plus 2 de aici. Da. Și plus 2 z. Atenție, plus 2 z. Da? Plus 2 z, hai să scriu 3. Și plus 2. Deci am zis a z plus 2 a da, plus 2 z plus 2. Da. Și egal mai departe cu. Și desfacem paranteza. Distributivitatea mulțirii față de adunare din stânga. Da. Și vine x, x y, z plus 2x, z. 2x, z plus 2y, z plus 2z plus 2, z. Plus 2 pe lângă. Și desfacem. Da. 2x, y. 2x, y. Plus 4 x. Plus 4 plus 4 y. Plus 4, plus 2, z, plus 2. Și am mai departe cu x, y, z scriem, nu mai găsim. Și apoi 2x, nu mai găsim nimic. 2x, y plus 2x, z plus 2, y, z. Deci plus 2, x, y plus 2, x, z plus 2, y, z. Și plus 4, x plus 4, y. Plus 2z, nu? Da. Rămâne așa. Plus 4x plus 4y plus 2z. Z numai da, 2z da, este. Da, a, 2z și cu 2z, 2z 4z. 4z da. Plus 4z și plus? Și plus 6. 4 și cu 2, 6, da? Da. Plus 6. Ăsta e membru stâng. Așa. Și acum să facem și membru drept. Adică, membru de plan, zis noi că este x compus cu y cu tot după paranteză. Deci m de este compus cu z. X compus cu y. X compus cu y. Și totul compus cu z. Nu, l-am, așa am notat. Păi da. Într-o paranteză. Da. Și acum zicem x compus cu y compus y cu z. Da. Și notăm cu b pe asta. Și vine x compus cu egal cu x compus cu b. Cu b, dacă face
plus 2y plus 2b plus 2. Și egal mai departe. Unde b a fost notat cu y compus cu z, care înseamnă yz plus 2y plus 2z plus 2. Și acum înlocuim și vine x înmulțit cu b. Adică pe lângă yz plus 2y plus 2z plus 2 plus plus ce? Să vedem în continuare. Deci xb plus 2x, da? Da. Plus 2 ori b. B este yz plus y yz plus 2y plus 2z plus 2 și plus 2 în continuare. Da. Plus 2 ăsta. Ah, dar mai este și plus 2z. Și plus 2 plus 2b plus 2. 2 eu l-am uitat. Atât, plus 2. Egal mai departe. 2x-ul e nimic. L-am pus așa. Da. Și egal mai departe cu xyz plus 2xy plus 2xz plus 2x plus 2 plus 2x plus 2x plus 2x din nou. Nu. Plus 4x ai zis și da. Da. E 2x cu 2x, e 4x plus 2yz plus 4y plus 4z plus 4 și cu 2 plus 6. Plus 6. Care, se, la prima vedere, se vede că e egală pe a doua. Este exact cea de jos. Subliniem pasta de aici și subliniem și pe cealaltă pentru a atrage atenția și din cele două membru sunt egal cu membru drept și atunci înțeamnă are loc legea este asociativă. Da? Legea este asociativă. Mai avem elementul și comutativitate. Mai bine facem întâi comutativitatea. Deci comutativitatea, adică oricare fi x, y aparțin lui z. Oricare x, y din z, da. Avem x compus cu y egal cu y compus cu x. X compus cu y egal cu y compus cu x. Ne rostăm x compus cu y egal cu x, y plus 2x plus 2y plus 2y y compus cu x membru drept y compus cu x este egal cu yx yx plus 2y plus 2x plus 2. Din ce știm, produsul e comutativ. Adunarea la fel. E la fel de comutativ și concluzia este că măsă egal cu mt. Deci legea este comutativă. Legea este comutativă. Și elementul neutru? Da. Să arătăm că există un unic element pentru particelor. Deci există unic e aparținând de zero. Există unic e aparținând lui z. Astfel încât pentru orice x aparținând de zero. Orice x din z, să avem, să avem x compus cu e. Da. E compus cu x. Egal cu e compus cu x. Da. Și egal cu e. Egal cu x. Comutativitatea asigură x compus cu e egal cu e compus cu x. Da. Și acum ne ocupăm de x compus cu e. X compus cu e, să arătăm că e egal cu x, da? Așa scriu. Din asta trebuie să găsim pe x. Pe e. X ori e plus 2x plus 2y plus 2 egal cu x. Așa, echivalent cu x pe lângă. Ducem, ce facem?
ducem și x-ul ăsta în stânga. Păi da. Și, și o să avem x pe lângă e plus 1. X pe lângă e plus 1. Plus 2e. Plus 2 pe lângă e plus 1. 2 pe lângă e plus 1. De ce 2 pe lângă e plus 1? Mai dăm o dată factor. Dar de ce 2 pe lângă e plus 1? Că e plus 2, e plus 2. Așa. 2 pe lângă e plus 1 egal cu 0. Așa. Echivalent, poate spune că e plus 1 pe lângă x plus 2, nu? Da. Egal cu 0. Aici rezultă că e egal cu minus 1. Da, dar trebuie să ne asigurăm că x diferit de minus 2. Ce am spus noi? Că e minus 2 ce era? Elementul neutru față de prima lege, nu? Da. Deci, înseamnă că avem asigurat că doar numai un singur element neutru este. Deci asta nu mai este tot timpul. Nu există posibilitatea ca x plus 2 să fie egal cu 0 tot timpul, ci doar pe minus 2. Deci noi trebuie să știm că plus 2 diferit de 0. Da. Și atunci rezultă de aici că e plus 1, e plus 1 egal cu 0, adică e egal cu minus 1. Da. Și am avem acest lucru pentru că x plus 2 este 0 numai când x-ul e egal cu minus 2. Da. Și minus 2 era elementul ăla unic. Da. De la... Asta am încurcat legile aici, când scris T în tot în greșeală. Deci eu nu prefer să scriu te întors, te nu știu ce, că poți să greșești. Da, așa sunt dați. Eu zic cerculeț. Steluță. Și steluță. Care sunt distincte. Da. Sau te și cu cerculeț. Da? Sau cu cerculeț și steluță. Da. Mai spune. Da. Bun. Și acum... Deci ne-am ocupat și de manovă și de grup am comutativ. Am arătat că și primul și doi, da? Da. Am arătat că e grup comutativ, monoid. Chiar comutativ. Da. Și mai avem de arătat distributivitatea. Deci pornim la distributivitatea și din stânga și din dreapta a primei legi față de cea de a doua. Scrii-le și le dictezi și mie. Tabla. Ia să vedem cum. Vezi distributivitate? Parcă am și avut aici scrise. Da. Nu? Am avut scrise. Dacă și mai dacă. A primei legi față de cea de-a doua, x compus cu y compus cu z este egal cu x compus cu y totul compus cu x compus cu z. Și asta e din stânga, iar din dreapta ar fi că y compus cu z, dar x-ul să fie din partea cealaltă, din dreapta, înseamnă să fie y compus cu x, deci y compus cu x, compus cu z, compus cu, compus cu x. Asta trebuie să arătăm, da? Hai să vedem prima relație. Deci să arătăm că x compus cu y compus cu z, egal cu x compus cu y, totul compus cu x compus compus cu z. Ne-am pus x compus cu y compus cu z este egal cu y. Notăm cu a. A, bine. Deci membru stâng, x compus cu y compus cu z egal cu x compus cu ce?
x compus cu a, care înseamnă x compus cu a înseamnă x plus a plus 2. X plus a, x plus a plus 2. Unde a este y compus cu z și este egal cu z egal cu yz plus 2 yz plus 2y plus 2z plus 2, da? Da. Deci yz plus 2y plus 2z plus 2. Și acum n-am decât să mă duc să se înlocuiesc pe a, face x plus a, nu? Da, a. X plus yz. Da, deci y, yz plus 2y plus 2y plus 2 z plus 2 și plus 2, deci x plus a și plus 2 și egal mai departe cu yz. Atât. Nu mai avem. Deci yz plus 2y plus 2 x plus 2y plus 2 z plus 4, nu? Da. Ăsta este membru stâng, membru drept. Egal cu. Hai, te rog să vorbești tu la membru drept. Deci x compus cu y după primul, da. X compus cu x compus după a doua lege cu după prima lege cu z. Luăm cu fiecare. Sau notăm cu b și c. Deci membru drept este x compus cu y compus cu x compus cu z egal cu x compus cu y notăm cu b și ăsta cu c, nu? Da. Și vine b compus cu c după a doua după a b compus cu c după a doua. Și a doua este adică BC plus 2B BC, BC plus 2B plus 2C plus 2, nu? Da. Unde B? Unde B? B este egal cu X compus cu Y după prima lege, adică X plus Y plus 2 X plus Y plus 2 și C? C este Y, X compus plus Z plus 2 cu Z, care este X plus Z plus 2. Da. Și acum nu facem decât să înlocuim pe B și pe C și egal mai departe aici zicem x plus y plus 2, da. E B orice x plus y plus 2 totul ori C ori x plus z plus 2 bine? Da. Plus 2B plus de două ori ăsta 2, de două ori ăsta pe locul tăi, adică da. Deodată zicem plus 2x plus 2y plus 4 y plus 4 plus 2x plus 2z plus 2x plus 2z plus 4 plus 4 și plus 2 și plus plus 2 la sfârșit plus 2, da. Și egal mai departe cu x pătrat așa vine, nu? X pătrat da plus xz x pătrat plus xz plus 2x plus 2x, dar de gata, deja nu mai este adevărat. Vezi? Da. Deci, am greșit noi ceva sau chiar nu-i legea, nu-i distributiv în condițiile astea? Poate nu are cum să le ducă până are cum. Da, e cu totul diferit. Hai să vedem. E vorba de distributivitatea celei de a, deci legea de pe locul întâi față de a doua, da? Da. Locul întâi față de a doua. Da. Și vine x y compus cu y așa compus cu x compus cu z. Da. Și membru stâng am luat x compus cu a, că am notat asta cu a, după cea de a doua lege. După cea de a doua lege x compus cu a x compus cu a, da, după prima lege. X compus cu A după prima lege, nu? Uh-huh. Cele două adunate plus 2. Unde A a fost notat cu Y compus cu Z, care înseamnă
Y compus cu Z, legea a doua e produsul lor, nu? Atunci, probabil, probabil legea cea de-a doua față de primul. Prima față de-a doua. Ia să vedem o dată. Deci se vede că în prima față de-a doua nu. Ia să vedem. Deci, legea prima față de-a doua. Hai să vedem invers, poate e greșeală de la ei acolo, da? Și atunci o facem noi așa. Acum noi, nefiind distributivitatea, nu este ideal. Dacă ne merge cu partea cealaltă, înseamnă că e corect. Ai înțeles? Da. Deci să arătăm așa. Că x compus cu y, nu așa, invers parcă, da, invers. Deci așa. Da. Y compus cu Z egal cu X compus cu Y compus cu X compus cu Z. Asta nu mă lăși pe al meu, adică așa. Și invers nu, la teatru la stângă nu. Dar n-ai importanță. Nu e și nici stânga, nici dreapta. Da. Deci când am încercat să facem pe una din ele, da. Tu făceai da. Făceai mai... Făcea numai așa. Numai stânga, nu? Nu făcea și dreapta. Păi da, numai dacă este... Deci dacă este comutativitatea asigurată, dacă nu trebuie să faci și din stânga și din dreapta ce e de-a doua lege. Pentru că eu nu am totdeauna comutativitate. Noi avem. A din data asta, da. S-a zis un inel comutativ. Da. Dacă spunea inel simplu, scrie cele două. Da. Da? Deci de data asta merge. Că a fost așa formularea. Însă eu am luat-o, în general, vorbind, despre inel, pur și simplu, atunci trebuie să faci și să te dea. Așa. Hai să facem, vorbești membru stâng. Cum făceai cu membru stâng egal cu și lucrează? Membru stâng egal cu... Păi am notat x, y compus cu z ad cu a, avem xa plus 2x plus 2a plus 2, unde a este egal cu x compus după prima lege, y compus după prima lege. Deci ai zis membru stâng este x compus cu y compus cu z. Da. Și ăsta e notat cu a. Și a face x compus cu a. Și x compus cu a înseamnă produsul lor, nu? Da. X ori a plus 2x plus 2a plus 2 plus 2 de a este egal cu x plus a plus 2 este y plus compus cu z, nu? E y plus a plus 2y plus z plus 2 y plus z plus 2, da? Și egal mai departe cu x pe lângă y plus z plus 2 înlocuim y plus z plus 2 plus 2x plus 2 y plus 2z plus 4 și face
XY plus XZ plus 2X și cu 2X aici face 4X și plus 4Y, nu? Păi Y plus 2Y. Plus 2Y plus 2Z plus 4. Asta este membrul stâng, membrul drept. Membrul drept este X compus cu Y în paranteze, compus după prima cu X compus cu Z. Dar cred că nu merge el, da, aici este vorba X cu ia, nu, V și C. B și C, ca să nu fie confuzii, și atunci vine B plus C plus 2. B plus C plus 2. B egal cu X ori Y. Egal cu XY. Plus 2X plus 2Y plus 2. Iar C-ul este 2XZ. Nu XZ plus 2X plus 2Z plus 2. Și atunci va fi egal aici cu B plus C. Adică XY plus 2X plus 2Y plus 2 plus XZ plus C, adică XZ plus 2X plus 2Z plus 2 și plus 2. Și face XY. Că e 6, avem un 6. 2 plus 2 plus 2. Deodată este, nu? Da. Le-am greșit undeva, nu? Nu. Așa este. Deci XY aici este XZ aici. Hai să scrie, totuși scriem XY plus XZ. Deci XY plus XZ plus 2X cu 2X vine plus 4X. Da? Da. Plus 2Y plus 2Z plus 2Y plus 2Z și plus 2 plus 2 plus 2, adică plus 6. E aproape bine, uite, e foarte da, bine, perfect, dar nu într-un loc scârțit. Să vedem dacă l-am greșit noi. Da, am avut un decal, așa e legea, că e plus 2. Avem plus 2 și acolo și avem plus 2 și acolo. Așa. Și la adunare, 2 și 2. Da, da. Nu-i cum, nu-i distributivitatea asigurată, deci nu avem de-a face cu inertă, din păcate. Asta este. Da. Și la BMI când cere să se determine elementele inversabile ale inelului. Să găsim elementele inversabile ale inelului. Adică, în raport cu cea de-a doua lege, să vedem care sunt cele inversabile. Asta nu mai știu cum să faci inversabilitate. Păi, aplicăm problema de proprietatea aceea care asigură inversul, ca la orice lege, dar acum cu cea de-a doua, nu? Da. Cu cea de-a doua lege. Deci, elementele sunt inversabile. Vrem la sfârșit la B? Ceva? Nu, nu. Hai să vedem. Dacă distributivitatea la ei are loc, nu? Da. Lasă la instrucție. 84 suntem, e 2. 84 e 2. Da. Nu, 84 e 2. Da, dă numai B-ul. A mic nu dă. Deci nu vorbește de... Nu, deloc. Asta e. Deci hai să ne întoarcem. Când elementele sunt simetrizate, dacă pentru fiecare există când triunghi simetric, nu? Da. În raport cu asta, legea a doua. Da. Când noi am vorbit de asta, că trebuie să fie distributiv în față, nu cum ne lăsa autorul asta privat. Asta, da. Da? Da. Deci am schimbat ordinea și încercăm să vedem dacă se întâmplă să putem găsi așa. Deci, X, cum spunem așa, pentru orice X care aparține lui Z, să rezulte că există un unic X prim
care aparțin Z, așa încât X compus cu X prim, X compus cu X prim, să fie egal cu X prim compus cu X, să fac elementul neutru față de cea de-a doua lege. Da. Și legea față de cea de-a doua lege, parcă a fost minus 1. La a doua lege, elementul neutru? Minus 1, da, minus 1. Față de prima a fost minus 2, pentru față de a doua minus 1. Așa. Și acum, plecăm cu x compus cu x compus cu x prim egal cu minus 1. Ce ce ar însemna? E vorba de x ori x prim plus 2x plus 2x prim. Da? 2x plus 2x prim plus 2 să fie egal cu minus 1. Deci 2xx prim plus 2x plus 2x prim plus 2 egal cu minus 1. Și noi căutăm pe x prim, da, ca expresie în x. Și de aici grupăm și ce-i cu x? Toți îi ducem în dreapta. Sigur că nu, ducem în dreapta tot. Și zicem așa, x, x, x prim pe lângă x plus 2 x prim pe lângă x plus 2, păi da, egal cu minus 2 minus 1 minus 3 și minus 2 x. Da. Și atunci x prim va fi egal cu minus 3 minus 2 x totul supra x plus 2. Da. Da. Și trebuie să arătăm, să găsim elementele inversabile. Acele elemente, să le găsim pe cele care admit inversă. Până la 0 admite, pentru x egal cu 0, care e din z. Da? 0 este din z. Da. X primul, cât este egal? Cu minus 3, minus 2 ori 0, supra 0 plus 2, 2. Face egal cu cine? Cu minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2 mai este din Z? Nu. Mai aparține Z? Nu aparține. Deci nu aparține. Înseamnă că x egal cu 0, x egal cu 0, nu este inversabil. Păi că bine. Trebuie să ne interesăm, iată când ne interesăm, luăm de x prim din nou, egal cu minus 2x. Luăm așa. Minus 2x. Una de 3, sigur. Deci 3 este inversabil? Da. O să vedem îndată. Minus 3, minus 6. Da, supra 3 și 2, 5. 6 pe 5 nu e inversabil. Minus 3. Minus 3. De ce este minus 3? Să văd. E minus 3 plus 6. Da. 3, 3 supra 1, nu? Da. Supra, supra minus 1. Da. Și este inversabil că este număr întreg. Deci hai să așezăm un pic. Deci minus 2x minus 3 totul supra x plus 2. Da? Totul supra x plus 2. Egal mai departe. E, cum să așezăm aici ca să fie treaba bună, să vedem ce elemente sunt inversabile. Trebuie mai zis și unul. E greu să le găsim, că înmulțimea numărul întâi sunt o infinitate din numere. Da. Nu le putem gândi așa. Eu îți propun pe minus 3 să zic ca minus 2 minus 1. Așa. Deci egal mai departe cu minus 2x. Minus 2x minus 2. 2 minus 1 totul supra x plus 2. Și egal cu. Hai să distribuim numitorul pe x plus 2, să-l distribuim la ăsta și până la 1 supra. Și atunci vine minus 2 pe lângă x plus 1. Dar era mai bine să fie o altă treabă. Să fie minus 4. Minus 4 plus 1.
Că minus 4 plus 1 fac minus 3. Deci revin asupra ideii și îl scriu pe minus 3 acela ca fiind minus 4 plus 1. Și acum iată cum s-a așează de greșit. Egal mai departe cu minus 2x minus 4 supra x plus 2. Da. Plus 1 supra x plus 2. E bine, aceeași numitor, nu? Este treaba corectă. Minus 2 pe lângă x plus 2. Egal cu minus 2 pe lângă x plus 2. Supra x plus 2. Care se da. Și plus 1 supra x plus 2. X plus 2 cu x plus 2 și egal mai departe cu minus 2 plus 1 supra x plus 2. Ei, când? Iată că l-am așezat pe x' într-o formă destul de elegantă și anume x' arată așa. X' egal cu minus 2 plus 1 supra x plus 2. Minus 2 supra 1 plus supra x plus 2. Și când aparține asta? Când asta aparține lui Z? Când 1 supra x plus 2 aparține lui Z. Deci aparține lui Z dacă și numai dacă 1 supra x plus 2 aparține lui Z. Și când o fracție devine număr întreg? Când ăsta de jos e divizor a celui de sus. Da. Deci de aici înseamnă că x plus 2 aparține mulțimii numerelor plus minus 1. Da. Plus minus 1. Și o să am o dată x plus 2 egal cu 1. De unde rezultă dacă x plus 2 egal cu 1 înseamnă că x egal cu minus 1. Și pe urmă x plus 2 egal cu minus 1. De unde rezultă că x egal cu minus 3. Și atât elementele inversabile sunt x egal cu minus 1 și x egal cu minus 3. Două sunt. Dar așa trebuie găsit.